omoară-mă. Bună seara! Bună seara! Te cheamă Elisabeta? Ar putea, nu? Margareta? Ceva cu Eta la sfârșit? Nu? Da. Mulțumesc foarte mult. Filoftea? Este un compliment. Nu chiar. Livia. Filoftea. Livia. Crăescu. Crăescu. De la Crăiasă. Da, da, corect, corect. Am 26 de ani și sunt din Galați. Și sunt cântăreață. Deci nu te ocup cu nimic altceva. Uneori mai sunt instructor de dicție pentru copii. Să știi că nu se observă deloc. Ei, na. Urmează stația Piața Victoriei, cu peronul pe partea dreaptă. Tu ești vocea de la metrou? Nu, nu sunt. Dar ai putea fi, nu? Ai putea fi, da. Dom'le, dar ai putea, deci știi că ai putea să fii și GPS. Ai voce de GPS. Peste 200 de metri, virați vai, la dreapta. Auzi, auzi, este exact vocea aia. Da. Spune-ne puțin, ținuta are legătură cu piesa pe care ne-o cânti? Sigur că da. Mi-ar plăcea foarte mult să-mi fac o trupă cu un contrabasist, toboșar și poate și cu un sufletist. Un sufletist. O să te-ai cât sufletist. Ar fi bine să fie toți sufletiști. Da. Doamne ajută. Suflător. Un suflător. Mulțumesc. Te rugăm să ne cânti și mai vorbim după. Bine. Trebuie să stau în vreun fel în scaun ca să știu să mă pregătesc. Stai liniștit, confortabil. Da. Pune-ți legătura de siguranță. Și fii cu ochii pe mine. Ah. Stau. Enjoy the ride. Haide. Este ceva magic în asta. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Whoop-a-dooby-doo. I wanna be kissed by you, just you. Nobody else but you. Desire to make you mine. Da, da, da. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Whoop-a-dooby-doo. I wanna be loved by you, baby, all day and all night. You know how much I love you, and I know how much you love me. Now, parcă stai cu now. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own. Padum padum lidum boom. I wanna be loved by you, just you. Nobody else but you. I wanna be loved by you. Ba dilly 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 down, bu-bu-bi-doo. Super, cu pana la final, așa. Ping, ping. Hai să auzim ce au de spus băieții în legătură cu prestația. Carla, te rog. Este ceva absolut magnetic în tine. Și nu-i vorba de îmbrăcăminte. Eu nu știu ce-i. Mulțumesc mult. Nu știu dacă e de bine. Eu îl iau ca pe un compliment. Eu îl dau ca pe un compliment. Mulțumesc. Livia, ai o voce suavă, simpatică. Mulțumesc. Piesa asta te ajută, dar cumva Merlin, când cânta piesa asta, avea și o doză de... Oh. Ei, ia spune, acum, în loc spune să cuvântul. Piesă. Spune cuvântul, avea o doză de... Avea o doză de... Cu ce literă începe? Zi tu. O doză de ușurință, așa, o ușurință care nu era doar o ușurință de extradă, era mult mai perversă decât atât. Și perversitatea asta, care era super deschisă, era mai frivol, este, hai este... să zicem, un pic da, mai dar frivol. Nu porn, nu porn, nu murdar. Nu, că nici nu era atunci chiar așa în verbă. Nu murdar. Pentru, nu, nu, da, dar în vedere pentru timpurile cele, era mega avantgardist. Adică, contrastul dintre personajul ei și felul în care e piesa asta e ce-ți plăcea. A fost prea cu minte, un pic. Mă definește. Cumințenia. Cumințenia. Pământului. Pământului. Ia zi, Andrei. Eu aș vrea să vă
pictez o altă imagine. Vă rog, domnul Smiley. Fiți atenți. Uitați-vă la ea. Imaginați-vă cum ar fi cântat Gioconda piesa asta. Uitați-vă la zâmbetul ei. Nu vi se pare? Are un zâmbet misterios care ascunde... Numai ea știe ce ascunde, oricum. Și când faci așa și cu pana, așa și se uită la tine, depinde ce muzică pui pe fundal, știi? Din punctul meu de vedere, a fost destul de nesigură cântarea. Și alt gen de muzică îți va fi greu să cânti. Spre exemplu, reggaeton. Nu este stilul meu. Mie îmi place foarte mult să cânt stilul meu muzical. Ce care? Doar asta? Virgulă și punct. Jazzy. Deci nu jazz, jazzy. Mai zi-mi o piesă pe care știi să o cânti. Mai frumoasă, Laura Stoica. În stil jazzy. Oh. Încearcă câteva secunde, te rog. Ești departe și asupra mea o putere imensă. Mă trezesc zâmbind în fiecare zi. Ce șansă că te-am cunoscut. Nu mai credeam în iubire de mult. Tu mă vezi mai frumoasă decât știu eu. Da, mă vezi, are un stil. Da, este stilul ei. Doar că... Deci că o aud pe magnetofon, pe ăsta, pe... Da, zi, pe, da, pe vinil. Pe vinil. Nu chiar, pe gramofon chiar. Pe gramofon chiar, da. Nesiguranța unei femei în scenă, dar care are toate calitățile pe care le ai tu, pentru mine este o chestie foarte, foarte sexy. Votul meu este da și pentru cântat, și pentru apariție, și pentru atitudine, și pentru dicție. Bravo, doamnă! Doamnă profesoară, aveți votul meu de încredere pentru etapa următoare. Mulțumesc și prefer domniță. Eu domniță. Sunt o domniță. A, bine, mă iertați. Domniță, o să rețin. Vai! Domniță Livia... Marius? Eu cred că dacă ajung în Galați, vin sigur să te aud cântând acolo. Cumva aici... Nu știu dacă. Și înclin mai mult către nu. Smiley? Da. Asta e răspunsul tău? Domnița Livia, aș vrea să-mi oferiți ocazia de a vă revedea. Din partea mea, aveți unde? Mulțumesc și pentru rimă. Hop și așa. Hop și așa. Mulțumesc frumos. Ești superbă. Mulțumesc, Raluca. Tu ești superbă. Și tu mulțumesc. Suntem. Felicitări. Tu ești superbă. Felicitări. Mulțumesc. Vă pup și eu. Pa. Pa. O zi frumoasă. Nu-l dezamăgi pe Smiley. Te rog. Așa voi face. Așa voi face, Doamne.